ulei și făină. Mulți români au diabet, nu mai e nevoie. Vrem drepturi, nu zahărul lor. Și să spunem, arăsești pe tema asta. Bun, rugămintea mea este așa, trebuie să mergem pe trotuar. Jandarmeria ne va ajuta să mergem până la Parlament. Vă rog să vă grupați în așa fel încât să nu intrăm pe stradă. Să respectăm ce spune jandarmeria, că sunt aici să ne protejeze pe noi și ne mulțim pe această cale. Și în fața Parlamentului vom avea timp destul să le spunem tot ce avem de spus. Arăsel! 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 Atâta lume la protest, putea să permite o bandă măcar să ocupe, o bandă de circulație, nu să-i înghesuie așa pe trotuar. Îți pare bătaie de joc. Jandarmeria și poliția română își bate joc de romi. Unii zic Aresel, alții zic Arasel. Nu m-am lămurit cum e corect. Poate într-un fel scrie și în alt fel se citește. Asta chiar că e bătaie de joc. Poliția și primăria își bate joc de oameni așa, îi trec prin strungă. Și autobuzul ăsta din Ielfov, care probabil au venit cu participanți la protest, dar nu trebuia să oprească aici. Și că încercați pe aici. Nu-i bătaie de joc să-i băgați așa pe aici? Jandarmii execută, ei nu gândesc. Nu analizează situația și văd că aici încap numai doi oameni. Au o probare pe trotuare, gata. Vai de capul justiției române. Bătaie de joc de oameni. Și de fapt nici ei nu se împotrivesc. E chiar umilitor. Cam așa e cu drepturile în România.
au o probare pe trotuar. Dar pe trotuar n-au loc. Revoltați-vă în țarc. Treceți toți prin strungă. Ce rușinos. Și primii vinovăți sunt jandarmii, ei trebuia să reacționeze aici altfel. Și ce dacă e aprobare pe trotuare? Dacă vezi că trotuarul e blocat, fă-le oamenilor loc să meargă. Sunt trei benzi aici. Mașina jandarmeriei ocupă o bandă. Autobuzul ăsta ocupă o bandă. Pentru un marș de protest, o bandă se putea de rezervat. Nu vă bateți joc de oameni pe trotuar. Poate pe acolo, pe malul râului, era chiar mai liber trotuarul. De nu ne-au pus să așteptăm culoarea verde la semafor. Bine, și eu zi în Moldova. Jumătate tu, jumătate eu. Are set. Nu stăm pe nimeni de sus.
apărătorii mafii, executanți de ordine verbale și uneori ilegale. N-am prea auzit niciodată jandarmii să facă ceva în interesul oamenilor, în apărarea legii. Cel mai des sunt executanți de ordine abuzive, absurde. Rezistența romilor, optica rasiștilor, cu toții! Rezistența romilor, optica rasiștilor, rezistența romilor, mai cu viață, vă rog! Rezistența romilor, optica rasiștilor, rezistența romilor, optica rasiștilor, rezistența romilor, optica rasiștilor, rezistența romilor, optica rasiștilor, rezistența romilor, optica rasiștilor.